Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod așa de seară, așa că am plan să vă explic câteva chestii care o să vă fie foarte utile. Iau un exemplu, am observat chiar acum, este un nou event pe joc în care v-ar putea ajuta foarte mult. Asta, Castle Sing Eye, Eve, îmi pare rău. Din câte am observat, acesta, dacă ai un exemplu, eu am 3 Victory Drum, 3 din 10. După ce le fac acele 10 bucăți, o să-mi dea un ofens. Acest ofens vă va putea oferi 200k de copper, energie 50k, Dark Steel, iar la fel, niște iteme pentru craft, niște boxuri, să spunem așa. Pe caracterul ăsta am numai 3 bucăți, pe celălalt am 7 bucăți. Dacă mai stăm un pic și vedem, e posibil să vă arăt și reward-ul de la el, așa că fiți pe aproape. E un mic event. Da. Acum, dacă am mai înțeles eu, am dat un research pe Google și am înțeles că acel event, ia uite, 8 avem deja. Din câte am înțeles, acel event îți va da, e în fiecare an. Nu știu de ce am întâlnit treaba asta. 8, hai să vedem cât de repede putem să facem. Dacă facem în acest videoclip, le umplem pe alea, e foarte bine, adică super bine. Nu că e foarte bine. Aici am dă pe mobile 35, ok, poate de la misiuni, din câte. Bă, nu știu ce să spun, adică n-aș putea să spun chiar exact. E chiar prima dată când am întâlnit așa ceva și așteptăm să le completăm. Acum sunt cu Bixera pe aici și încercăm și noi să vedem cum o să fie treaba. Ce faci, Bixera, te deranjezi? No. No. Vezi că eu acum filmez, am 3 Victory Drum pe un caracter și pe celălalt, stai că zic imediat, am în jur de 8. 8 aveam. 8. Mai avem nevoie de încă 2 ca să putem să deschidem. De cât am înțeles, acest event a mai fost odată în 2019. Deci, normal, putem să luăm 13 chesturi de alea roșii. Da. Nu știu cum e. Deci, defense, offense. La ce s-ar putea referi? Ca să înțeleagă lumea. Da. Nu știu să răspund. No. Ah, e clar. Și nu dăm nici mai multe informații. Camping, ba. Ia, camp info. Deci nu pot să cred că acest event e creat de Freely No 3. De niște chinezi e creat acest event. Bă, chiar un event destul de ok, adică na, title, adică aha, challenge, Leon Heart, Sage, Priest. What? Nu, ceva e pe aici. Opa, noi putem să ne ducem. Hai să dăm un pic pe translate. Other request, ok, for Clan Discord. Black Sun, 83 level, ori 115k power, plus Prussian Language. Ok, bine, și ce... Deci, bă, și ăștia trei au apărut, mă. Dacă dai un pic mai detaliat la teritorii. Bishop Valley, Snake Valley, Red Moon. Deci, boss-ul pe care îi facem noi la request, efectiv, îi putem vedea acolo. Hai să vedem dacă le umplem acum pe parcursul episodului. Astea 8. Pixar, vezi că ți-am dat o parte ca să vezi. Deci asta 8. Stai să vedem mai detaliat un pic. Dăm pe aici. Camp info. Ia, vezi? Capture ziua 23. E posibil ca aceștia să facă un event, mă? Ia și aici sunt boșii, mă înțelegi? Pe care noi am putea să mergem
Aș cam vrea să mă duc, dar mai aștept încă două bucăți să văd dacă efectiv, na, putem să deschidem așa ceva. Și din câte am înțeles pe internet, Bixera, a spus, Asta e un fel de event. da, crea de o guildă, de un clan, din care am mai fost și odată în 2019, din câte. Nu știu. Am 8 bucăți. Deci de unde l-am putea lua nu este procesat, na. Combați monștri. Așa ți-ai tichetele alea. Mă, da, dar vezi tu că trebuie să ai și noroc la monștri, am înțelegi? Ia uite, pe unul am 3 și pe unul am 8. Adică pasă sunt random. Și o rată destul de scăzută. Dar mă gândesc că guilda asta de chinezi e una din cele mai ok. Adică hai să vedem ce zice. Bijun Castle Siege. Taxes, ok. Title, mandate, wanted, prize. Mă interesează de guilda asta. Conqueror, Bijun Castle. Adică ce înseamnă Conqueror? Of Bishan Castle. Bine, Bishan Castle e clar. E un fel de fortress, nu? Mai că am înțeles. Cât avem? 8 din 10. Dar bine că după ce le iei, un exemplu, trebuie să dai, stai că acum nu mai am un box de asta, gen, trebuie să-i dai un fel de, trebuie să se încarce, pe o dată la 8 ore sau la cât vine. Acum depinde, asta e roșu deja. N-am prins niciodată roșu să pot să dau. Stai că nu mai știu exact pe unde era treaba aia. Market Codex Forge, nu. Un sil. Un fel de un sil. Ba, ia uite că avem și una roșie. Asta e în 2-3 zile. Dar nu știu. Cât o să fie, cum o să fie reward-ul pe efectiv, nu pot imagina. Așa că eu o să revin cu un mic update în care o să vă arăt ce reward am luat după, dacă am făcut rost de Victory Drum, și ne auzim data viitoare la un episod. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!